Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu! Doresc ca binecuvântarea Domnului Dumnezeul nostru să fie peste voi toți, dragii mei, scumpii mei, pot să spun lucrul acesta, că în această seară voi ați împlinit ceea ce este scris în Sfânta Evanghelie. Știți ce spune Biblia? Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați venit în această seară la bucuria noastră. Ați venit să vă bucurați cu cei ce se bucură în această seară. Mâine nu știm ce ne așteaptă, dar acum este ziua, este clipa în care trebuie să ne bucurăm, slăvit să fie Domnul. De aceea doresc ca această bucurie care ne-a lăsat-o nouă și ne-a dăruit-o Domnul Iisus Hristos în dar tuturora, fără niciun ban, fără nicio plată, din contră l-a costat pe El mult lucrul acesta, ca noi astăzi, în această seară, să fim în locul acesta să ne bucurăm, pe El l-a costat mult, scumpii mei. De aceea îl preamărim și glorificăm numele Lui Preasfânt. Este scris, spunea cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este ziua, seara, spun eu, în care trebuie să vă bucurați, oameni buni. Mâine, nu știm ce ne va aștepta, alții poate seara aceasta plâng, dar tu și eu avem harul din partea lui Dumnezeu în această seară să ne bucurăm. Și de ce să lase întristarea să-mi fure bucuria? De ce să permit eu celui rău să vină să-mi fure bucuria care a plătit cu mare preț Iisus Hristos pentru această seară să fim în locul acesta binecuvântat? De aceea doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți care ați venit în această seară împreună cu noi să ne bucurăm în prezența Celui ce ne-a creat pe toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, scumpii mei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că de aceea vin oamenii la El, că este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, slăvit să fie Domnul. Ne-a ascultat Dumnezeu din zorii dimineții, ne-a binecuvântat. Ne-am trezit, am văzut cu ochii noștri lumina acestei zile, am putut să ne ridicăm pe picioarele noastre și putem să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru dragostea care ne-a oferit-o în această zi, nouă și copiilor noștri. Nu suntem în spitale, nu suntem diagnosticați cu COVID, cu bolile aceștia, și suntem în prezența Ta să ne bucurăm de Duhul Tău cel Sfânt. Și de aceea spun ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi. Știți ce spune David în Psalmul 138? Te laud din toată inima mea, spune David, când laudele tale înaintea Dumnezeilor, și eu spun, înaintea bolii acestea, eu te laud pe Tine, Doamne. Eu glorific numele Tău. De ce? Mă închin în templul Tău cel Sfânt, că noi suntem în templul Sfânt al lui Dumnezeu, și laud numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta. Așa spune Domnul. Și de ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că, știi, s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinților Tale. Cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine, nu vor duce lipsă de niciun bine. De aceea rugămintea mea, dragii mei, frați, surori, prieteni, stimați domni, domnilor, doamnelor, în această seară, încredeți-vă în acest Dumnezeu. Puneți-vă încrederea în El. Bucurați-vă că este Dumnezeul vostru. Și mă rog pentru toți care nu L-au ca Dumnezeu, nu L-au ca Stăpân în această seară, să-L primească ca Domn și Mântuitor în inimile lor, în familiile lor. Psalmul 125 și ce spune? Cei ce se încred în Domnul, auziți? Nu cei ce se încred în ei. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul Său, cei ce se încred în El în această seară. Doresc să ne ridicăm în picioare și această rugăciune să o înălțăm la Stăpânul Universului nostru și să spunem, Doamne, în această seară suntem aici și dorim un lucru, Doamne. Dorim mai întâi de toate să ne binecuvintezi cu Duhul Tău cel Sfânt. Vrem să simțim focul Tău din cer în această seară. Vrem să simțim prezența Ta în această seară. Și în a doua parte, să-i mulțumim, dragii mei, căci Dumnezeu a rânduit această zi să ne bucurăm și suntem în locul acesta binecuvântat. Cu toată biserica intrăm și ne rugăm Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze.